iar dacă va întâlni pe CSM București 2, o formație care ar putea avea în componență jucătoare de la prima echipă, formația buzoiană SCM Gloria Buzău va juca la victorie partida programată sâmbătă în cadrul etapei a 18-a Ligia a doua. Elevele lui Romeo Ilie au moralul ridicat după cele două victorii din retur în deplasare împotriva formației se Neptun Constanța și acasă, în fața grupării prahovene activ Plopeni, în timp ce la formația din capital nu vor evolua nume importante de la prima echipă. Asta în condițiile în care vineri seară campioana evoluează în Liga Campionilor împotriva Ghiorului, în cel mai dificil meci al începutului de an. Înaintea acestei etape, formația buzoiană se află pe primul loc în clasament cu 48 de puncte, cu 9 mai multe decât ocupanta locului 2, Neptun Constanța.